Au fost odată trei boi tineri. Se înțelegeau foarte bine și pășteau numai împreună. Știau că dacă stau uniți, se pot apăra de fiarele care îi pândeau la tot pasul. Un leu singuratic, înfometat de zile bune, le tot dădea târcoale. Însă, de fiecare dată când încerca să vineze pe unul dintre ei, îi săreau în ajutor ceilalți doi. Așa că leul își spuse: trebuie să schimb tactica. A doua zi veni smerit pe pajiște și intră în vorbă cu ei. Eu și leoaica mea avem o nedumerire. Ea spune că toți sunteți la fel de puternici. Însă eu cred că doar unul dintre voi este căpetenia. Așa e peste tot în lumea animalelor. Boii se uitară unul la altul, mirați că până atunci nu au stabilit cine este șeful. Și cum toți trei vroiau această onoare, au căzut de acord să lupte în luptă dreaptă ca învingătorul să fie numit șef. Și s-au luptat ei toată după amiaza, până când s-au sleit de puteri și s-au umplut de răni. Dar tot nu au decis care dintre ei este mai puternic. Păcăleala leului a funcționat de minune. Învrăjbiți și epuizați de efort, boii nu s-au mai putut apăra când leul i-a vânat unul câte unul. Orgoliul le-a distrus ce aveau mai de preț: prietenia și viața. Așa este și în viață, dragi copii. În momentul în care ne certăm cu prietenii noștri pentru fleacuri, ceilalți din jur, care de-abia așteaptă să vadă cum ne certăm, sar pe noi și ne dezechilibrează. Important este să știm să fim uniți, să ne înțelegem între noi, să ne respectăm prietenii, să fim cu toții o echipă, trecând peste orgolii și peste fel și fel de fleacuri. Important este să știm că avem în spate o echipă de prieteni care ne susțin atunci când avem nevoie. Nu contează că unul e mai sus și altul e mai jos. Important este că suntem o echipă, că ne simțim bine împreună, că avem un țel și un ideal comun, iar cei din jur nu se vor mai apropia de noi ca să ne facă rău.